Iubiți studenți ai Scripturilor, am încredințarea sufletească și mă rog lui Dumnezeu ca lecțiile pe care le-am învățat în laboratorul acesta al Duhului Sfânt, prin această autopsie, prin disecția a ceea ce s-a întâmplat în viața diferiților oameni, am credința și rugăciunea ca toate acestea să fi constituit pentru noi învățături și pietre de hotar, lucruri preventive, lucruri cu o putere de schimbare în viața și ființa noastră, care să ne facă să nu călcăm pe drumul acesta. Despre unii oameni, Scriptura ne spune, luați seama la sfârșitul alergării lor, iar despre alți oameni ne spune să stăm departe de căile lor. Tot ce a fost scris în Scriptură a fost scris pentru învățătura noastră, așa că lucrurile trebuie privite din această perspectivă de laborator, de cercetare. Prin harul bunului Dumnezeu, în cadrul acestei miniserii Autopsia unui suflet, mergem cu această ocazie la unul din cele mai dramatice momente din Sfânta Scriptură. Sunt câteva, dar acesta parcă depășește pe oricare altul. Nu știu cât de mult am reușit să reținem faptul că un împărat a ajuns împărat prin asasinare, prin asasinat, prin crimă, a omorât pe cel dinaintea lui, că a domnit în cel mai frumos loc posibil, dar că a domnit numai 7 zile și că a sfârșit prin sinucidere, dând foc palatului peste el. A pierit odată cu palatul împărătesc din Tirța, se numește. Solomon amintește în Cântarea Cântărilor, în capitolul 6, versetul 4, amintește despre frumusețea acestui loc și cercetători și comentatori spun că tocmai palatul acesta, frumusețea lui, era cel care a făcut localitatea aceasta renumită. Iubiții mei, lecția însă nu este legată de palate și de intrigi de felul acesta, ci are un substrat mult mai adânc. În capitolele din 1 Regii, capitolele 15 și 16, suntem în una din cele mai tulburi perioade ale istoriei lui Israel, în care împăratul este ucis și ucigașul domnește în locul lui și apoi ucigașul este ucis și alt ucigaș domnește și tot așa. Ce învățăm de aici? Pentru că revin spunând, Scripturile au fost scrise pentru învățătură, sunt didactice. Ce învățăm noi de aici? Dacă știm toată Scriptura, dar nu învățăm, nu luăm lecția aceasta, nu ne ajută la nimic. Cunoștința aceasta îngânfă, pe când dragostea de Dumnezeu și de cuvântul Lui ne face să întrebăm care este lecția, ce învăț de aici, care este învățătura cu care trebuie să merg în viață. Un lucru este uluitor în aceste două capitole. Începând de la împăratul Ieroboam, în Israel a început, s-a fermentat o apostazie cumplită și atât de cumplită a fost decăderea acestui împărat Ieroboam, încât a devenit termen de referință. Toți ceilalți care au venit după el, cei răi, au mers în căile lui Ieroboam. A devenit pur și simplu un simbol al decăderii, al corupției. Omul acesta a inițiat o epocă întunecată, teribilă, idolatră, sângeroasă în istoria vieții lui Israel. Așa se face că fiul lui Nadab domnește în locul lui, al lui Ieroboam, dar în timpul unui asediu, un altul, anume Baesha se numește, se ridică și îl omoară pe acest Nadab și domnește el în locul lui. Este ceva greu de explorat aici cu această ocazie, doar amintesc în trecere faptul că planul lui Dumnezeu și ceea ce se întâmplă pe pământ, aceste două lucruri merg paralel. Deci împărații aceștia, împăratul ăsta care a omorât pe celălalt, este un plan, nu este lucrarea lui Dumnezeu, Domnul nu era acolo. Frații lui Iosif îl iau, îl vând, îl aruncă în groapă, nevasta lui Potifar, așa. Acesta este un plan,
Iar planul lui Dumnezeu este un altul care pune în valoare pozitivă cele mai groaznice lucruri care s-au petrecut acolo. La fel se întâmplă aici, pentru că mai târziu Domnul îi spune acestui asasin, Baeșa, care a omorât pe Nadab, pe fiul lui Ieroboam, îi spune acestuia: eu te-am ridicat. Păi cum, Doamne, adică ai ridicat pe asta prin asasina? Nu, eu nu sunt acolo. Nu pe calea aceasta. Lucrul acesta se aplică la David și Bathsheba. Într-o ocazie viitoare, prin harul Domnului, vom studia acest lucru. Are mare importanță ca să înțelegem că și în viața noastră, planul vieții noastre și planul lui Dumnezeu funcționează simultan, dar niciodată nu putem implica pe Dumnezeu în relele sau în răul care se săvârșește pe pământul acesta, zicând că Dumnezeu i-a împietrit inima omului ăsta ca după aceea să-l bată. Am văzut multe astfel de proceduri sau de înțelegeri, iertați în cuvântul, simpliste, literalmente. Auzi, Dumnezeu i-a împietrit inima și după aceea l-a bătut. Tocmai aici trebuie să învățăm cuvântul, să mergem la izvoare. Și izvoarele le găsim în ceea ce a vorbit Mântuitorul nostru despre Tatăl nostru. Astfel că suntem în acest cumplit context în care Dumnezeu spune: te-am ridicat pe tine, acest Baeșam, care ucisese pe celălalt, pe Nadab. Acum, după ce Baeșa a domnit 24 de ani și după ce și-a încheiat domnia și a murit în casa lui, nu cum a făcut el cu celălalt, atunci a început să domnească fiul său Ela. Fiul său Ela, domnind acolo, are între conducători, între generali, pe cineva care conduce jumătate din armată sau din carele de război, și acesta se ridică și îl ucide după 2 ani. El a domnit doar 2 ani. Acesta se numește Zimri. Cazul lui îl avem astăzi în vedere. El săvârșește crima aceasta cumplită împotriva împăratului care se găsea în Tirța și care bea în timp ce poporul era angajat în război pe viață și pe moarte să-și păzească viața și ființa. Dar cel care l-a ucis pe omul ăsta, culmea culmilor, aștia nu sare departe de trunchi, face aceleași fapte. Continuă să rămână în același loc. Încă unii cercetători aduc în discuție haremul pe care l-avea acest rege și noul și asasinul și noul împărat vizitează acest harem în timp ce poporul era în aceste cumplite condiții. Dar el nu domnește decât 7 zile, atât, în această superbă Tirța. După 7 zile, se aude vestea că el a asasinat pe împărat, pe regele Ela, și atunci poporul se întoarce și vine în jurul cetății unde era el. Și el, dându-și seama că războiul este pierdut, poporul asediază cetatea aceea, el intră în cetățuie, în casa aceea care era simbolul frumuseții, îi dă foc și casa arde împreună cu el. Sunt atât de sinistre aceste pagini. Mi-este foarte greu când predau copiilor sau tinerilor așa ceva. Ei au o altă gândire în vremea aceasta și ar dori și doresc și eu la rândul meu, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca ei să plece din locul acesta cu ceea ce a dorit Dumnezeu. Învață ceva extraordinar. Care a fost nota comună a tuturor acestor oameni, ucigași de oameni? Nota comună a fost că ei au comis faptele celor pe care i-au ucis. I-au ucis pentru fără de legile pe care aceștia le săvârșeau. Și după ce au ajuns ei în locul lor, au făcut aceleași fără de legi. Absolut aceleași fără de legi. Cum este împrejurarea aceea în care Israel luptă în câmpul de război împotriva idolatrilor, îi biruiește și după aceea le ia idolii și se închină la ei. Păi de ce i-ați mai ucis pe oamenii ăștia dacă faceți același păcat cu ceea ce au făcut ei? Aici se întâmplă același lucru. El ucide pe cel dinaintea lui, dar trăiește în aceleași păcate în care a trăit celălalt. Ce învățăm noi din locul acesta? Mergem în Roman, capitolul 2, versetul 1. Și aici cuvântul lui Dumnezeu
scoate la lumină. Lucru cu care trebuie să plecăm noi în suflet de la o așa pagină cumplită a omului care și-a dat foc de viu, a ars casa așa. Versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu, păi eu sunt președintele, eu sunt judecător, eu sunt avocatul, eu sunt oricine ai fi, eu sunt împăratul, eu sunt David, care, oricine ai fi tu. Așa spune Sfânta Scriptură și în cuvântul, de la cuvântul acesta nimeni nu face excepție, deci este pentru noi. Tot ce s-a scris este pentru învățătura noastră. Oricine ai fi tu, care judeci pe altul, îl judecă pe Roboam pentru păcatele lui cumplite. El îl judecă. Îl ucide și apoi se așează pe tronul împărătesc în locul lui și face aceleași păcate. Oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Nu există scuză pentru așa ceva. Și situația este cu atât mai gravă cu cât cel care a comis crima aceasta se face vinovat de aceleași păcate pe care le-a ucis în celălalt. Este cu atât mai grav. Tu te-ai găsit tu să îl judești pe acesta, tu care faci aceleași lucruri. Aceasta este ideea din versetul acesta, să mergem până la capăt. Nu ai scuză, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, te condamn singur. Nu s-a gândit niciodată Baeșa, care a ucis pe fiul lui Roboam, că de fapt el stabilește un cadru și o măsură prin care și fiul lui va fi ucis în același fel cum a ucis el fiul lui Roboam. Aceasta este legea vieții. Măsura cu care măsori, cu acea măsură îți măsori ție însuți. Nu s-a gândit niciodată David când a chemat pe Bathsheba acolo, că și fiica lui o să fie chemată în aceleași condiții, Tamar. Ce groaznic a fost! Și este cu atât mai usturător și cu atât mai adânc. Dar Sfânta Scriptură spune, tu judești pe omul acesta care te faci vinovat de aceleași păcate. Nu te gândești oare că tu faci pentru tine însuți realmente ridici un eșafod. Și scrie Scriptura mai departe, tu care judești pe altul, te osândești singur. Te condamn singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Ce învățăm de aici? Învățăm că este cazul, este important, este absolut necesar ca înainte de a face un lucru sau altul, să te întrebi în sufletul tău, sunt eu cel care trebuie să fac lucrul acesta? Parcă auzim ecoul cuvintelor lui Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu. Noi intonăm în acest fel, cu semnul întrebării și semnul exclamării, cu îndoială, cu dispreț, aroganță și așa mai departe. Semnele de punctuație n-au existat în Scripturi, noi le-am pus mai târziu. De aceea, cuvintele trebuie luate doar atât, cuvintele și intonația acestor cuvinte trebuie să ducă la diverse aplicații și învățături care sunt cuprinse acolo. Nu trebuie să citim întotdeauna cu semnul întrebării, poate este și cu semnul exclamării. Și atunci, în loc să vorbim așa, sunt eu păzitorul fratelui meu cu dispreț, să punem această întrebare cu o adâncă tulburare sufletească. Sunt eu în adevăr omul care protejez pe fratele meu? Sunt eu protectorul fratelui meu sau sunt părătorul fratelui meu? Ce sunt eu? Aceasta e mare întrebare care trebuie adresată. Când omul acesta care și-a dat foc în casa aceea, s-a ridicat împotriva vieții celuilalt, era drept să se întrebe, sunt eu în măsură să fac așa ceva? Sunt eu mai bun decât omul acesta? Am eu dreptul să-l judec, să-l condamn, să-l execut pe omul acesta când eu am în suflet aceleași păcate, aceleași lucruri cumplite? L-a omorât în timpul bețiilor lui de la Tirța și el a continuat beția acolo până când a fost și el la rândul lui omorât. Sunt eu omul acela care să fac această lucrare? O să revenim la gândul acesta. Aceasta spune Pavel, apostolul în Epistola către Romani, capitolul 2. Nu faci altceva decât să te condamn pe tine însuți în momentul când judești pe altul.
Nu judecați, a spus Mântuitorul, ca să nu fiți judecați. Singurul care are dreptul să judece pe cineva este Mântuitorul. Dacă nu ești Mântuitorul cuiva, nici atât nu poți să fii judecătorul cuiva. Iar judecata despre care vorbește Scriptura în dreptul Mântuitorului nostru Hristos Iisus, judecata aceasta este cu totul altceva decât a înțeles lumea și lumescul din noi. Nu, judecata lui este împotriva păcatului, împotriva spinilor și mărăcinilor, împotriva plumbului și zgurei, împotriva acestor lucruri este judecata lui și judecata lui va sfârși prin a face o viață în care păcatele erau cum e cărmâzul, a face viața cea albă ca zăpadă. Aceasta e judecata lui. Judecata lui este cea care trestia frântă nu o zdrobește, ci o ridică și o restaurează. Aceasta înseamnă judecata lui Dumnezeu. Ce am înțeles noi, noi am luat lucrul acesta de pe stradă. N-am luat de la Duhul Sfânt. Judecata lui, aceasta este judecata lui. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă pentru o astfel de judecată, după cum doctorul judecă boala, nu judecă pe bolnav, el nu taie pe bolnav, el luptă, el operează boala, el exclude, scoate această boală. Și Pavel continuă în epistola aceasta către Romani, în capitolul 14, apelând la noi. Întreabă-te bine dacă ești tu omul care să judeci pe aproapele tău, să condamni pe aproapele tău, să stai și să bârfești pe aproapele tău, să te ridici împotriva vieții aproapelui tău, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Pentru ce, spune versetul 10 din capitolul 14, pentru ce judești tu pe fratele tău? Ce vrei să obții cu treaba aceasta? Pentru ce duci vorba? Ce vrei să obții? Că, în mod sigur, orice fel de cauză urmează sau produce un anume efect. Ce efect ai vrea să producă lucrul ăsta? Ce vrei să obții? Unde vrei să ajungi? Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Pentru ce? Tu ce lucru ai pe care nu l-ai primit, spune Sfânta Scriptură, te prezinți ca și când nu l-ai primit. Căci toți, oricine, așa a spus versetul, oricine ai fi tu, toți, spune aici mai departe, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Deci judecătorul va fi judecat. De aceea a spus Mântuitorul, nu te ridica împotriva vieții aproapelui tău, nu judeca pentru că vei fi judecat. Adu-ți aminte că vei fi judecat. Și vei fi judecat nu cu judecata lui Dumnezeu, nu cu judecata societății, ci cu judecata cu care ai judecat tu. Legea va fi, spune cuvântul lui Dumnezeu, fără milă pentru cel care n-a avut milă. Pe ce bază e lucrul ăsta? Pentru că măsura cu care ai măsurat tu aproape lui tău, judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă. Măsura cu care ai măsurat aproape lui tău, nemilos, fără milă, aceeași măsură, de fapt, tu ești cel care ai prezentat, asta e măsura cu care vreau să fii judecat. Felul cum ai judecat pe aproape lui tău. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, orice genunchi, oricine ai fi tu, toți ne vom înfățișa, orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că, spune versetul 12, fiecare din noi are să dea socoteală despre sine lui Dumnezeu. Ați observat că Petru, când a auzit că Ioan ar urma să primească un bonus și să nu moară până la întoarcerea Domnului, l-a interesat foarte mult și a întrebat ce cu fratele ăsta și Domnul i-a spus, zice, nu este treaba ta, e treaba mea aceasta. Normal că nu era un zvon adevărat acesta. Ioan avea să încheie viața ca unul dintre noi. Dar așa este, asta e treaba cu zvonul. Dar Iisus l-a întors înapoi și i-a spus imediat, uite-te la tine, tu vino după mine, lasă pe Ioan. El are drumul lui în viață. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare din noi are să dea socoteală despre sine lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este extrem de important. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să întrebăm cuvântul Domnului cu privire la o expresie pe care nu o găsim așa de frecvent. Scriptura ne întreabă așa. Pentru ce, cine ești tu, deci în versetul 4 din același capitol, cine ești tu care judeci pe robul altuia?
Ai înțeles că și copilul din casa ta, fiica ta, fiul tău, părintele tău, ruda ta de aproape, de departe, omul de pe stradă, ai înțeles că ființa aceasta aparține cuiva? Ai înțeles că stăpânul lui are să adreseze ceva întrebări? Asta scrie Scriptura. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? În ce postură? Dacă e robul lui Dumnezeu. Cu ce ocazie? Dacă stă în picioare sau cade, uite, a căzut cu nasul în noroi, uite, fii atent ce mare e, cum stă pe scenă acolo. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Nu a ta, nu a mea, nu a noastră. E treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, că Domnul are putere să-l întărească. Aceasta este lucrarea la care noi suntem chemați. E un lucru extrem de important ca bunul Dumnezeu să-ți spună mergi și fă un anume lucru. Este o chemare de cutremurător de înaltă, datorită celui care adresează chemarea aceasta. Dar este la fel de importantă chemarea lui Dumnezeu prin care ți se spune nu tu, nu tu, lasă pe altul, dar nu tu. Dacă s-ar spune lucrul acesta cu privire la ceva răutăți, atunci ar fi de înțeles și în de acord cu așteptările și cu gândirea noastră. Nu se cade împăraților să umble beți pe drum. Voi sunteți o seminție împărătească, o seminție preoțească, un neam împărătesc. Bă, nu vi se cade așa ceva. Să umblați amețiți sau desfrânați sau hoți sau mincinoși. Nimeni să nu sufere. Nici ar trebui pomenite astfel de lucruri, spune Scriptura între voi. Dacă ar fi vorba de ceva negativ. Dar când vrei să faci ceva pozitiv, ceva frumos și să ți se spună nu tu. E posibil și aici? Sigur că da. Nu înseamnă că dacă o lucrare este bună și frumoasă, dacă o intenție este bună, vrem o reformă de la Ieroboam, trebuie să fie altfel, ideea este nemaipomenită. Așa trebuie. Dar ești tu acesta? Este el? Sunt eu acesta? E întrebare capital, ea ne scutește pe noi să nu ajungem pe drumul acela în care omul ăsta a dat foc la casă și a ars de viu. Nu. No. Ea ne va scuti dacă noi învățăm acest lucru. Ați observat că David este foarte zelos să construiască templul. Și prorocul Nathan este și mai zelos că nu are timp să asculte nici la Dumnezeu, nu are timp să întrebe. Măi, frate Nathan, ai întrebat pe Dumnezeu când i-ai spus omul ăsta că el construiește templul, el face templul? N-avem timp să întrebăm. Nu ai timp să întrebi pe Dumnezeu, dar acum ai timp să respire atunci, frate. El n-a avut timp să întrebe. Așa era de pornit în direcția aceasta. După care vine smerit înapoi și aduce cuvântul lui Dumnezeu către David. Da, templul va fi construit, dar nu tu. Tu nu vei face lucrul acesta. Oh, Doamne, înseamnă că mă îndepărtez. Nu, nu te îndepărtez. Nu ești tu omul acela. E nevoie de un anume om, e nevoie de un anume, dar nu ești tu omul acela. Tu vei face altceva. El a dăruit toate materialele pentru templu, a murit absolut sărac, bankrupt, gol, complet. Am dat tot pentru acolo. Dar nu tu vei zidii templu. Mai departe, Pavel vrea să predice la un moment dat, este plin de zel, nu mai poate și vrea să conducă toată lumea la Dumnezeu, cum gândea Martin Luther, că toată lumea, inclusiv evrei, vor primi reforma lui ce nu s-a pomenit și în clipa în care ei n-au primit reforma lui, s-a întors cu o ură teribilă împotriva lor, care seamănă cu ura denominațională împotriva vecinului tău creștin, care nu e ca tine. Și în clipa în care nu s-a făcut ca tine, din clipa aceea vergi ura peste sufletul lui. Pavel vrea să predice într-o adunare de aceasta a zeloților și să aducă pe oamenii ăștia la Dumnezeu și Duhul Sfânt îi spune, nu tu. Wow. Ieși de aici, îi spune în Cartea Faptelor Apostolilor, că nu vor primi mărturia ta. Uite un câmp misionar nemaipomenit în Bitinia, vai ce va fi aici. Duhul Sfânt îi spune, așa este, un mare câmp misionar, dar nu tu. Nu tu ești, tu ești în altă parte. Ești așteptat, ești lipsă acolo, ești necesar. Dar aici nu.
aici trebuie un anume om, trebuie o anume predare, lucrurile sunt, nu tu, nu ești tu omul acela, sunt eu păzitorul fratelui meu. Nu cântăm noi cântarea aceea, sunt eu creștin adevărat, nu e cazul să privim în oglinda Hristos Iisus ca să avem adevărul despre sufletul nostru. Și ne îndeamnă Scriptura, Galateni 6:1, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, în care greșeală? Indiferent în care greșeală. S-a găsit cineva care a mers la Nuremberg și a vorbit cu acești oameni, e greu de spus cuvântul oameni, dar erau niște oameni. A vorbit cu ei despre Domnul Hristos și acești oameni au cântat, s-au întors, nu toți, dar cei care s-au întors la Dumnezeu, până acolo. Dacă ar cădea vreodată în vreo greșeală, care e greșeală? Oricare greșeală. De-ar vor fi păcatele voastre, spune în Isaia, de la creșteri până la tălbi, de vor fi așa, de va fi rană vie, de va fi... Oricare va fi situația, oricare ar fi păcatul tău, oricare ar fi greșeală, dacă ar cădea cineva vreodată. Voi care sunteți duhovnicești, nu vorbește cu toată lumea, numai cu omul duhovnicesc. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Nu răsună în minte cuvintele lui Dumnezeu către Iona? Bine faci că te mânii. Cât de ușor, ce susur blând este acest. Să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. La aceasta te rugăm să ne ajuți, Tatăl nostru prea iubit, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fă, Doamne, ca întotdeauna răul să ridice un mare semn de întrebare în viața și ființa noastră, să ne întrebăm, nu cumva și eu sunt, nu cumva sunt eu, Doamne, sunt eu omul pentru această lucrare, sunt eu chemat la aceasta. Ajută-ne, Doamne, să trăim aceste lucruri în prezența Ta. Și fă ca prin viața noastră, Doamne Dumnezeul nostru, cel căzut să fie ridicat cu duhul blândeții, ca numele Tău să fie proslăvit în lume, în ceruri și pentru totdeauna prin Domnul Iisus. Amin.